În sfârșit se pare că a venit primăvara și în fotbalul vâlcean. CSM Râmnicu Vâlcea a obținut o victorie în deplasare la Baia Mare. Echipa s-a întors acasă de urgență că sâmbătă avem alt meci greu. Rezultatele trebuie luegate, trebuie să avem continuitate, că dacă în viitorul meci nu obținem un rezultat pozitiv, se anulează practic munca de la Baia Mare. Am o veste pe care vă transmit în premieră. Astăzi este în Râmnicu Vâlcea domnul Alin Artimon. Am discutat mai devreme cu domnia sa. Vrem să-l aducem la clubul nostru, e nevoie de experiența dumnealui, ne-am înțeles în principiu, sperăm să vină domnul Artimon începând de săptămâna viitoare. Meciul acesta oricum n-are de ce să vină pentru că nu poate să facă miracole, Marius Mitu s-a descurcat până acum bine, eu personal sunt mulțumit de activitatea dumnealui. Se pare că domnul Artimon va veni ori manager general, ori antrenor principal, rămâne de discutat, important e că este disponibil să vină să ajute clubul nostru.